Hei, salutare fraților, eu sunt Runner, iar astăzi vom juca din nou CSGO pariuri. După cum vedeți aici, am 11 dolari, nu foarte mulți, dar voi încerca să fac ceva profit. Voi juca încet, 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 încet și sper să fie cât de cât profitabil de data asta. După cum știți, betul trecut am pierdut cam 11 dolari, da? Nu am reușit să scot profit pentru că am pierdut. Cam asta e treaba. Da, și azi voi merge cu pariuri foarte, foarte, foarte mici. De exemplu, 200-300 coins-uri și tot așa. Și tot așa. Ok, hai să începem cu un 200 pe roșu. Pariem, după cum v-am spus, puțin, puțin, câte puțin, puțin, câte puțin. Și vedem dacă reușim să scoatem ceva profit. Vom vedea. Dacă reușim să ieșim cât de cât în profit, mai creștem un pic suma pe care o să o pariem. Dacă nu, asta este. Încercăm și de data asta, încercăm din nou, nu e nicio problemă. Nu pierdem foarte mult în caz de ceva, dar vă dați seama că mi-aș dori să câștig. Hai să vedem, va roti în 7 secunde și ceva. Ăștia parieză ca nebuni aici, după cum vedeți. Sunt 5.000, mai mult de 5.000 de dolari pariați. Ce oameni nebuni. Ce oameni nebuni. 5.000 de user online. Wow. Wow, frate. Joacă americani ăștia de nebuni. Și e roșu. Câștig 200. Și atunci mai merg tot cu un bet de 200 din nou pe roșu. Tura asta am reușit să câștig 200. Dacă pierd acum, revin la banii cu care am plecat. Deci nici nu am crescut, nici nu am pierdut. Hai să vedem dacă reușim să merg și cu 100 pe verde. Hai să merg cu 100 pe verde. Doar așa în caz de... N-am mai venit de mult verde din câte văd. Roșu, roșu, roșu. Două de negre și în rest toate roșii. N-a mai fost verde. Să vedem poate de data asta. Dacă am reușit să prindem verde, am luat de 10 ori suma pariată, parcă, cred că de 10 ori. Ar trebui să scrie, dar nu, nu scrie. E ok, cred că oricum de 10 ori, adică dacă am pariat 10 cenți, vom lua aproximativ 1 dolar, 1 euro, spuneți-i cum vreți. Hai să vedem, înrotește, înrotește, vârtește, vârtește. Din nou ăștia au pariat aproape 5.000 aici. Chiar mai mult de 5.000. Și de data asta e negru, am pierdut 300. Deci suntem în gaură cu 10 cenți. Wow! Ca să ne recuperăm suma, trebuie să băgăm aici 300, corect? Sau cum era? Hai să lăsăm aici 200 și facem așa. Ori 2. Și băgăm 400 pe roșu. V-am zis, voi face doar pariuri din astea mici de câțiva cenți. Să vedem cam cum funcționează ruleta asta și cum funcționează sistemul ăsta și dacă reușim cât de cât să facem profit. După cum vedeți, ăștia aici joacă, joacă și iar joacă de nebun. Sunt oameni care pariază foarte mulți bani. Oameni nebuni care probabil își bagă salariile aici sau nu știu care-i treaba de pariază așa de mult. Nu știu care-i treaba cu ei, ori sunt ăștia streameri mari sau YouTuber mari care își permit să arunce cu bani așa iurea. Haideți să vedem dacă reușim să scoatem ceva profit de data asta. Haide, haide, învârte. Învârte, învârte, hai cu roșu, hai cu roșu. Și iar cade negru, futu-s morții tăi de negru. Acum trebuie să mergem iar cu dublat. Pentru că așa stă treaba. 800, wow! Aici mă voi opri, nu voi mai dubla pentru că deja devin sume foarte, 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 hai să nu exagerăm, 80 de cenți ar deveni 1 dolar și 60. Nu e extraordinar de mult, dar la bănuții mei de 10, de 11 dolari cu cât am plecat, e destul de multicel. Așa că voi încerca să mă limitez. Dacă nu reușim să scoatem nici de data asta, voi reveni din nou la 200. Și voi paria tot pe roșu, cum am și spus. Pariez mereu pe roșu, dacă e să fie bine, dacă nu, asta este.
mă mănâncă ceva să bag una pe verde, dar o să bag tura viitoare în caz că nu iese acum verde, voi băga tura viitoare pe verde, 100 de credite, adică 10 cenți. Hai să vedem și de data asta cum merge. Hai cu roșu și cade iar negru. Du-te, bă, băiatule. Deci ești nebun? De 3 ori 8 și de 3 ori negru. Wow, trebuie să revenim aici. Hai să plecăm iar cu un 300 pe roșu. Și până acum sunt în gaură cu un dolar jumate, cam așa. Nu foarte mult. Dar e ok. Hai să vedem dacă reușim să facem aici ceva profit. Să revenim cât de cât cu picioarele pe pământ, pentru că ne-a dat cam multe negre la rând. 3 de negru și toate 8, 8, 8. E un semn ăsta, nu știu. Nu contează, eu sper doar să reușesc să-mi revin un pic, cel puțin la suma inițială și să fac ceva profit, dacă e posibil. Hai să vedem, hai să vedem, învârte, învârte. Haide, haide, haide. Da, ăștia iar au pariat, mamă, frate, acum au pariat peste 7.000 de dolari. Ce oameni nebuni. Și pică iar negru, bă. Bă, deci aici trebuie să facem ceva să scoatem treaba bună. Fii atent ce nebunie fac. 2.000, tată, pe roșu. 2.000 pentru că m-am supărat și știu că trebuie să vină roșu de data asta. 2.000 pe roșu. Bă, de ce nu mi-a băgat? A, uite că mi-a băgat. Și 400 pe verde. Fii atent că ne-am supărat. Aici trebuie să revenim un pic, pentru că am scăzut cam multicel și m-am supărat un pic. Am pariat 2 dolari pe roșu și 40 de cenți pe verde. Hai să vedem, hai să vedem ce o să iasă. Bă, deci Sir Descri asta cred că e a treia sau a patra oară când pariază câte 1.000 pe verde. Omul e nebun, frate. Mulți care își permit să parieze sumele astea, nu știu ce naiba și cum de-și permit să parieze așa de mult, dar nu știu, ori au câștigat sume foarte mari aici și încă le au acolo, nu le-au cheltuit, ori nu știu care e ideea. Să vedem dacă stream-ul merge în continuare, da, filmăm ceea ce e super ok. Hai de învârte odată, hai cu roșu de data asta, te rog, sau un verde ar fi super, 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 super. Haide! Haide mă, învârte! Hello! Hello! De ce nu învârte? Ok, i-a dat drumul în sfârșit. Roșu trebuie să fii, că dacă nu te fut în gură... Mamă, iarbă! Iar negru! Frat! Ce trebuie să facem? Trebuie să băgăm iar 2.000. Deci nu, tura asta mă uit să văd unde bagă cei mai mulți. Și voi băga la final, pentru că e, frate, devine enervant. Devine enervantă chiar ruleta asta. A tras 5 negre la rând, cum căcat înainte avea vreo 6-7 roșii la rând și acum trage 5 negre la rând. Dar știți ce fac? Tura asta nu mă bag, pentru că presimt eu că va veni din nou negru. Nu știu de ce presimt chestia asta și nu vreau să risc. Mă voi băga tura viitoare cu un bet mai mărișor de vreo 2-3 dolari. Mă gândesc cât voi băga. Mai am doar 7, nu mai am foarte mult, așa că trebuie să joc cu cap. Ăștia iar au băgat aici de nebun. 7.000 și ceva din nou total. Cred că vine negru iar, da, exact, am avut dreptate, vine iar negru. Și aici cred eu că s-a cam terminat cu negru și ar trebui să vină ceva roșu. Ceva roșu ar trebui să vină. Așa că voi băga 2.000 pe roșu, adică 2 dolari pe roșu. Să mai bag și pe verde. S-ar putea să vină un verde că n-a venit de mult. Hai să bag doar 300 pe verde, așa de control, în caz de... Și după aia cred că
voi reveni încet, încet la sume mai mici, dacă reușesc să câștig, normal că dacă nu reușesc să câștig, nu are rost să tot cobor suma pentru că deja am pierdut destul și nu cred că e vreo chestie bună să cobor suma, așa că haide să vedem și să sperăm că câștigăm de data asta. Haide, învârte-o. Ok, acceptă ultimele bet-uri acum, ultimele pariuri și ar trebui să dea drumul. Deci după atâtea negre, dacă nici acum nu vine una roșie, e dement. Și... wow, aproape era verde, dar am reușit să câștigăm cu roșu. Și de data asta știți ce fac? Am să bag doar 500 pe roșu din nou. Doar așa de control. După cum vedeți, am reușit să-mi fac un pic din nou bănuții. Am ajuns din nou la 8,700, 8,70, pardon, adică 8.700 de credite. Și am băgat din nou 500 pe roșu. S-ar putea să pice din nou roșu sau s-ar putea să pice verde-negru. Nu știu, sper să fie roșu. Sper să fie roșu. Pentru mine era bine oricum să-l descrie ăsta. Iar a băgat 1000 pe verde. Câți bani o avea omul ăsta, frate? Deci dacă aș fi avut eu cel puțin, să zic, 100 de dolari sau vreo 200 de dolari, mi-aș fi luat iteme foarte șmechere de pe site. Sau dacă aș fi avut toate miile astea de dolari, aș fi luat iteme, le vindeam frumos în market la Steam și scoteam bănuții afară și un profit frumușel. Acum e din nou roșu, din nou câștig 1000 și am revenit la 9 dolari. Aici trebuie să mai reducem un pic suma pentru că s-ar putea să schimbe ceva și voi băga doar 300 de data asta. Haideți să vedem. Băgăm 300 pe roșu. Cu toate că s-ar putea să fie negru. Mă uit un pic aici, dar avem aproape câteva, cred că am trecut de 12 minute de filmare. Așa că nu voi mai lungi foarte mult acest bet. Poate voi face după aia un bet frumos de încă 2 dolari și voi încheia filmarea, voi continua să joc așa în nefilmând, să zic așa, pentru că ar deveni foarte plictisitor să vă uitați la o filmare foarte lungă și mi-ar fi foarte greu să vorbesc de unul singur și să zic, nu știu, 100.000 de chestii care nu-mi vin în cap și care trebuie să mă gândesc, trebuie să mă, ce să mai zic, ce să mai zic, ca să nu vă plictisesc. Așa că facem betul ăsta și mai facem încă unul de 2000, tot pe roșu. Indiferent de ce cade acum, voi face tot 2000 pe roșu și dacă e să fie bine, dacă nu tot bine. Uite, acum e negru, de exemplu. Așa că s-ar putea să vină roșu, s-ar putea să avem noroc. Băgăm 2000 aici pe roșu și sperăm să fie treaba bună. Mai avem aproape 7 dolari, ceea ce e destul de ok. Hai să vedem dacă vine roșu. S-ar putea să vină și verde oricum. Pentru că n-a fost de foarte, 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 foarte mult timp verdele ăsta și am eu o presimțire că ar putea să vină, dar nu știu sigur. Să vedem. Eu sper să câștig cu roșu și voi sui din nou la 11 dolari aproximativ și ar fi super, super ok pentru mine. Voi reveni la banii inițial, ceea ce e super ok, în caz că voi câștiga, bineînțeles. Da, și ăsta va fi ultimul bet, așa cum v-am spus, așa că țineți-mi pumnii acolo să câștig. Să revin la 11 dolari, wow, ce sumă imensă! O sumă imensă de bani, 11 dolari, frate, deci îți dai seama ce înseamnă 11 dolari. Wow, hai să vedem, frecăm mâinile un pic așa să avem puțin noroc dacă se poate. Haide, haide, și e verde, de fapt e negru, am pierdut 2 dolari. Și asta a fost cu acest episod de pariuri. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de acest gen, like acolo la băiatul. Eu voi încerca să ridic un pic suma aici. Dacă voi reuși, voi juca încet, încet și cu calm. Și ne vedem data viitoare. Eu vă salut, sunt Rana. Ciao, băieții!